De exemplu, într-o adunare, frații din conducere lasă tot felul de oameni să urce la amvon. Nu știți ce adunare. Și am întrebat, mă, dar de ce? Și toți se plângeau. De ce el îi lasă și pe aia să plânge de ei, știți? O, că oamenii nu-s chemați, nu-i să-i vinovați, că el i-a băgat în față. Unii dintre ei, într-adevăr, au dorința de a fi înaintea tuturor. Păi de ce lăsați? Frate, ca să fie bine. Să nu fie nimeni nemulțumit. A, să fiecare să aibă o slujire, fiecare să facă ceva. Lasă pe toți la rând așa, lunar, găsim loc la fiecare, să nu fie niciun fel de problemă. Dacă, cumva, vreunul merge mai mult decât altul și unul se bosumflă, imediat îl trece de două ori pe programare sau îi face vreun favor sau îl duce cumva sau îl scoate cumva la înaintare. Lucrarea funcționează pe bază de bosumflări, pe bază de nemulțumiri. Când lucrul acesta se face în adunare, mulți oameni au senzația că Dumnezeu lucrează la fel. Că Dumnezeu reacționează exact în același fel. A, dacă nu mi-a convenit, nu mi-a făcut fratele ce am vrut, mi-am luat boceluța și m-am mutat la altă piață. Da? Unii oameni cred că Dumnezeu reacționează la fel. M-am bosuflat înaintea lui Dumnezeu. Și zice, Ion a bosuflat, ce se întâmplă cu cetatea? Nimic. Dumnezeu i-a iertat. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu a făcut planul de a-i mântui pe oamenii aceștia, de a-i salva și Dumnezeu își ține planul. Bosuflarea lui Iona, nemulțumirea lui Iona, nu schimbă cu absolut nimic planurile lui Dumnezeu. Și asta este o lecție extraordinară pentru noi. Dumnezeu nu se va schimba în funcție de bosuflările noastre, de nemulțumirile noastre, de cârtirile noastre. Și faptul că Dumnezeu nu se schimbă ne-a arătat suficient de clar lucrul acesta în persoana Domnului Iisus Hristos. Că Dumnezeu nu se schimbă și nu se poate schimba. Și Dumnezeu a luat ce a avut mai scump și Domnul Iisus Hristos a plătit pedeapsa tuturor păcatelor noastre. Și ne-a arătat suficient de clar. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu negociază termenii. Dumnezeu nu se compromite pentru noi dacă noi ne bosunflăm, dacă noi suntem nemulțumiți. Este un lucru foarte important.